Provocarea inedită la Alexandria de zilele orașului, un concurs de aventură și explorare urbană la care locuitorii au fost invitați să descopere comorile orașului. Evenimentul este organizat de Primăria Alexandria în parteneriat cu Antena 3 CNN și România Inteligentă. Colega mea, Mihaela Bârzilă, transmite din Alexandria alături de echipa câștigătoare. O urmărim! Bun găsit! În urmă cu doar câteva momente s-a încheiat festivalul de premieră. Am lângă mine chiar câștigătoarele de astăzi, echipa fetelor jucătoare de basket din Alexandria. A câștigat astăzi concursul de aventură și explorare urbană Alexandria Express Treasure Hunt. Anul trecut prima ediție a fost câștigată tot de niște sportivi din Alexandria. Băieți, la prima ediție a venit și rândul fetelor și mă bucur să le cunosc. Felicitări, fetelor! A fost greu? A fost un pic greu, da. Alexandra este din Bulgaria, stabilită în România de dragul sportului și de dragul echipei. Da, a fost așa. Am venit aici de 3 ani și... Și vorbești atât de bine românește. Da, un pic da, un pic mai bine acum. Prezintă-le pe colegele tale, te rog. Aici avem, lângă mine, avem Cătălina. Da. După avem Andreea și Ioana. Alexandra, câți ani ai? 27. 27 de ani? De câți ani stai în România? De 3 ani. Și cum e viața în Alexandria? Mă simt bine aici. E un loc un pic mai mic și îmi place să stau aici. Tu deloc de unde ești? Unde te-ai născut în Bulgaria? Lângă Sofia. Și e un loc prea mic. Și aici mă simt bine. Mă bucur că avem o româncuță și talentată, și sportivă, și curajoasă, și cu niște prietene atât de frumoase și curajoase. A fost greu astăzi? Ce v-a plăcut la concurs? Ne-a plăcut că am ieșit din zona noastră de confort. Mereu ne-am dorit să încercăm lucruri noi și a fost cea mai bună oportunitate pe care am putut să o întâmpinăm. Ați primit indicii în plic la fiecare probă, v-ați chinuit să ajungeți în timp record, ați ajuns mai repede decât toate celelalte 17 echipe. Care dintre probe v-a pus în dificultate? Cea cu doctorul Banu, nu am știut, am stat foarte mult. O clădire istorică din Alexandria. Da, 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 ne-am încurcat acolo. A fost foarte amuzant pentru că ne-am dus într-o clinică, nimeni nu știa nimic, am intrat în cabinete, am întrebat, am urcat peste tot la fiecare etaj, nimic. Exact acesta a fost rostul concursului, să știți, să descoperiți de fapt cele mai reprezentative obiective din Alexandria sub forma unui joc, sub forma unei călătorii de explorare urbană. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut toate probele, mă bucur că am reușit să ajungem în toate punctele. Sincer, la început nu mă așteptam, dar am colaborat și chiar a fost foarte ok. Am avut momente în care ne-am blocat, dar munca în echipă ne-a ajutat din nou și toate am muncit pentru victoria asta, chiar dacă am avut concurență și din partea băieților, care de obicei sunt mai puternici. V-au ajutat pe parcurs când v-ați intersectat sau v-au pus piedică pe drum? Ne-au ajutat. Sunt care ne-au ajutat. Ce mesaj aveți pentru organizatori și pentru cei care poate n-au avut curaj să vină la ediția de anul acesta, dar vor veni anul viitor la Zilele Alexandriei, la cea de-a treia ediție a cursei de aventură? Îi așteptăm la anul să concurăm toți și noi, bineînțeles, și merită. Organizarea mi-a plăcut foarte mult. Pentru un oraș atât de mic a fost o organizare foarte, foarte bună și nu doar la această competiție, la majoritatea care sunt acum la Zilele Alexandriei. La ce echipă să vă urmărim? Suntem de la CSM Alexandria toate. Baftă multă, fetelor, vă urmărim cariera și de-abia aștept să vă vedem și la Antena 3 CNN la București. Vă aștept cu drag să facem un interviu, să ne învățați și pe noi care este rețeta performanței. Rămânem aici în Alexandria, să știți că au venit oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant a avut doar 5 ani, o fetiță pe nume Victoria, care a venit împreună cu mama și bunicul ei. A venit cu Adidas și în mână, dar s-a declarat învingătoare. Atât de aici, înapoi la voi.